Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin pentru asigurarea unor stocuri adecvate și continue de medicamente care prevede suspendarea temporară pentru o perioadă de șase luni a distribuirii în afara teritoriului României a medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate. Este vorba de imunosupresoare, medicamente pentru tratarea deficitului de atenție, epilepsiei, diabetului, virusului hepatic B, folosite în oncologie, ASP, BPOC, schizofrenie, hipotensiune, scleroză multiplă, HIV și poliatrită reumatoidă. Potrivit proiectului, nerespectarea dispozițiilor acestui ordin se sancționează conform legislației în vigoare. Întrucât pentru anumite medicamente au fost constatate rate ale distribuției în afara teritoriului țării, care pun în pericol continuitatea tratamentelor pacienților români și implicit starea de sănătate și viața acestora, este necesară intervenția autorităților pentru asigurarea unor stocuri adecvate și continue. Prin prezentul proiect de act normativ se propune interzicerea pe o perioadă temporară a distribuției în afara teritoriului României a medicamentelor incluse în anexa la ordin se arată nota de fundamentare.